Andrei s-a cam îngroșat gluma așa, pe etape înainte de final. Da, mai avem 3 etape, venim după o serie de meciuri în care am făcut doar un punct, o serie de meciuri în care nu marcăm. Trebuie să mergem mâine pe teren cu gândul de a câștiga, pentru că mai sunt aceste ultime 3 meciuri în care trebuie să obținem cât mai multe puncte și să rămânem pe loc de play-off. O victorie cu Iași este foarte importantă mâine. În primul rând trebuie să ne gândim la asta, după care ne mai rămân încă 2 meciuri. Cum am mai spus, până nu suntem matematic în play-off, nimic nu e jucat, deci noi în primul rând trebuie să ne concentrăm la meciul de mâine și să reușim să câștigăm și după vom vedea ce va fi. Până la meciul cu Astra nici nu te-a primit. Da, cu Astra a fost, mă rog, a fost și acel episod, am rămas în 10, dar asta nu scuză cu nimic. Trebuia să fim mult mai atenți pe faza de defensivă, trebuia să stăm mai închiși, să-i lăsăm să ne atace și să încercăm să-i prindem pe un contraatac și probabil să așa puteam egala, puteam scoate un punct, chiar dacă am rămas în 10 oameni. Asta a fost istoria acelui meci, trebuie să ne gândim deja la meciul de mâine, pentru că, așa cum am spus, este foarte important. E cel mai nebun campionat, dacă ne uităm la lupta pentru play-off. Da. Suntem foarte multe echipe care ne batem pentru un loc în play-off. Și campionatele trecute au fost foarte strânse până, vă aduceți aminte că s-a jucat până în ultima etapă în fiecare an. Noi trebuie doar să ne gândim la ce avem noi de făcut și, așa cum am mai spus, dacă reușim să ne facem jocul cum l-am făcut de foarte multe ori și în acest an, cu siguranță vom reuși să luăm cele 3 puncte mâine. La urmă, sunteți la mâna voastră, nu? Nu depindeți de celelalte rezultate. Da, deosebire de anul trecut, când eram în afara locurilor de play-off, depindeam și de celelalte rezultate, acum suntem la mâna noastră. Am spus, trebuie doar să reușim să jucăm, să reușim să înscriem, să reușim să câștigăm și să mergem în play-off. Este un meci foarte important pentru noi. Au mai rămas 3 etape plus meciul de cupă, 4 meciuri importante. Trebuie să-l câștigăm ca să prindem puțină încredere. Trebuie să marcăm pentru că nu am mai marcat în ultimele meciuri. Este o luptă strânsă, cum este de fapt de când s-a făcut acest campionat cu play-off și play-out, este mult mai strâns, este mai frumos pentru spectatori, pentru noi este luptă strânsă, însă ne place presiunea, pentru că e frumos să jucăm pentru fiecare meci la victorie și, cum am spus-o, mâine trebuie să câștigăm. Cum jucați la victorie în fiecare meci? Un succes mâine seara cu Iașu și un succes al lui Dinamo fața Botoșanului v-ar califica în mare măsură play-off. Ați mai stat la un singur punct ca să fie matematic calificație. Vă ambiționează, veți trage mai tare mâine seara ca să practic să încheiați rapid conturile? Sincer, noi fiecare meci îl jucăm la victorie, avem această mentalitate, cel puțin toți din Academie. Nu, eu personal nu mi-am făcut calcule matematice, pentru că îmi doresc să câștigăm fiecare meci și cel de cupă, să trecem mai departe. Probabil, cum a spus dumneavoastră, ar fi o șansă mai mare și mai repede să ajungem în play-off, însă nu ne gândim la asta. Vrem să luăm fiecare meci parte în parte și să-l câștigăm. Mă îngrijorează faptul că ai spus mai devreme că nu ați reușit să mai marcați în ultimele meciuri. Da, este așa o dificultate pentru că nu mai marcăm, dar eu zic că o să ne dăm drumul cu primul gol,
o să spargem gheața și o să revenim cum eram înainte, cu echipa cu foarte multe goluri marcate. Apropo de căpătat încredere, ai revenit după aproape un an de probleme. Cum ești? Da, a fost o perioadă mai grea. Cred că la orice jucător care are o astfel de accidentare este mai greu, unii revin mai repede, alții mai târziu, însă probabil așa a vrut Dumnezeu și cred că sunt într-o formă destul de bună. Sper să revin la așteptărilor tuturor și vreau să îndeplinesc toate obiectivele pe care mi le-am propus. E și lotul de tineret un obiectiv pentru tine? Bineînțeles, pentru că pot juca acolo, am început campania cu ei, din păcate am jucat doar un meci. Nimic nu este târziu. Dacă voi juca bine și domnul selecționer îi va plăcea, probabil mă va convoca.